prea mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Pentru cei care vă puneți întrebări în momentul acesta, aș vrea să precizez că fratele Mihai a avut generozitatea să renunțe la cântarea pe care o pregătise și să-mi lase loc să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Gestul acesta mă obligă să fiu foarte atent și să slujesc cât pot eu mai bine. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Seara aceasta este o seară de bucurie și cred că a fost foarte limpede, s-a văzut bucuria în tot ceea ce s-a derulat până în momentul acesta. Zic ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți aceia care s-au implicat, pe toți aceia care au cinstit pe Domnul prin vers de cântare sau strofă de poezie și în mod deosebit pe cei care s-au ocupat de grupele de copii, pentru că în spatele acestor jertfe au stat multe ceasuri, poate, de pregătire, de muncă îndelungată și obositoare. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. În zilele acestea s-a citit, la ultimele întâlniri, s-a citit și despre nașterea lui Ioan Botezătorul. Între nașterea lui Ioan Botezătorul și nașterea Domnului Iisus, se pare că s-a scurs o perioadă de timp de aproximativ 6 luni. Din cauza acestui lucru, unii creștini vorbesc despre nașterea lui Ioan Botezătorul vara și despre nașterea Domnului Iisus Hristos iarna, în prag de iarnă. Noi le-am așezat la oaltă pentru că și Luca le-a așezat în același fel. Atât a fost de strâns raportul existent între nașterea lui Ioan Botezătorul și nașterea Domnului Iisus, încât Luca a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu să le pună cele două evenimente unul lângă altul. În seara aceasta am citit un pasaj scurt pe care dumneavoastră îl cunoașteți mulți, cred că ați fi în stare să-l recitați pe din afară. Nu o să pierd multă vreme vorbindu-vă despre împăratul roman Cezar August, despre domnia lui, despre reformele pe care le-a inițiat, despre perioada aceea de pace pe care el a inaugurat-o după 10 de ani de războaie sângeroase pe care romanii le-au purtat în stânga și în dreapta. Faptul că Luca îl menționează și pe Cezar August și apoi pe Quirinius, un alt regător roman în Siria, este, dacă vreți, cea mai bună dovadă pentru cei care sunt din afara bisericii și se uită cu un ochi critic la Scriptură, că evenimentele despre care vorbește evanghelistul Luca nu fac parte din evenimentele acelea, așa am spus și altădată, care pot să fie descrise cu a fost odată ca niciodată. Evenimentele acestea au avut loc în spațiu și timp și ele pot fi foarte bine plasate. Faptul că Luca menționează doi oameni politici romani mă face să cred că acel Teofilus, căruia el îi adresează Evanghelia, nu este un nume fictiv, un nume conspirativ pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu, ci este un nume al unui personaj real, care îi cunoștea, poate chiar personal, atât pe Cezar August, cât și pe Quirinius. Nu o să insist prea mult asupra acestor detalii, dacă timpul mi-ar fi permis, poate că era potrivit să spun câteva lucruri despre domnia lui Cezar August, despre faptul că sub ordinele lui era aproape întreaga lume cunoscută la vremea aceea, aproape întreaga lume cunoscută era cuprinsă între granițele Imperiului Roman, așa încât un ordin dat la Roma trebuia aplicat aproape în toată lumea, cu foarte mici excepții. Nu o să mă opresc nici la detaliul acesta al regătoriei lui Quirinius la Damasc, în Siria, un lucru care a ridicat multora semne de întrebare. Vreau doar să spun că
Acest Quirinius a fost regător în Siria începând din anul 6 după Hristos. Iar dacă așa stau lucrurile, adversarii Bibliei au spus aici Luca se dovedește a fi fost inexact, n-a cunoscut bine evenimentele și prin urmare ceea ce scrie el nu e prea vrednic de crezare. Lucrurile însă s-au derulat ca altfel și Biblia este într-adevăr vrednică de toată încrederea noastră. E adevărat că Domnul Iisus s-a născut înainte ca să moară Irod cel Mare, despre care știm că a murit în anul 4 înainte de Hristos, dar Quirinius a fost instalat ca și dregător roman acolo în Siria, la Damasc, abia în anul 6. Și toate lucrurile acestea se pot rezolva foarte simplu dacă ne amintim ceea ce spun istoricii romani, că în vremea aceea un recensământ se făcea pe o durată de mai mulți ani. Câteodată rezultatele recensământului se aflau abia la 15 ani după ce l-a fost demarat. Oamenii de atunci nu aveau sistemele pe care le au astăzi. Astăzi, la alegeri, câteodată se știe cine a câștigat alegerile înainte de a se închide urnele. Încă se mai votează și deja se știe cine a câștigat alegerile. Pe atunci, când un împărat roman cerea sau poruncea să se facă un recensământ, dat fiind distanțele foarte mari, toată birocrația se mișca anevoios, lua probabil până la 10-15 ani până se cunoșteau rezultatele. Așa încât Luca nu este greșit când precizează în versetul al doilea, înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Quirinius. Ceea ce este important este faptul că în vremea aceea s-a făcut o mișcare deosebită în tot Imperiul Roman. Versetul al treilea ne spune că toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Pentru noi este destul de greu să ne imaginăm toată vânzoleala care a început atunci. Dar aș vrea să vă spun că în jurul Mării Mediterane, în foarte multe așezări mici sau mari, se găseau evrei. Ca să vă dau un exemplu, aș vrea să vă spun că numai în Alexandria, acest important oraș al Egiptului antic, exista o comunitate evreiască la vremea nașterii Domnului Iisus. Comunitatea aceasta număra aproximativ 1 milion de oameni. Dar oamenii aceștia nu erau de acolo. Ei trăiau acolo, evreii aceștia. Și toți aceștia trebuiau să meargă în Țara Sfântă, fiecare să-și caute locul lui de care ținea, o vârșie lui, originea lui, dacă vreți. E ca și cum ni s-ar cere nouă să ne ducem să ne înscriem acum în România și eu spun că sunt de la Arad, dar o vârșie a mea nu este chiar de la Arad și atunci ar trebui să mă duc mai departe. Și așa, toată lumea era în mișcare atunci. Când porunca aceasta a fost dată și a ajuns și în Țara Sfântă, Iosif și Maria se pare că locuiau împreună. Și chiar dacă locuiau împreună, chiar dacă Iosif și-a spulberat îndoielile în urma mesajului primit din partea îngerului prin vis și a adus-o la el acasă pe Maria, ei încă nu trăiau deplin la nivelul relației de soț și soție. Pentru că în relația lor ceva încă era neîmplinit. Și nu o să intru aici în detalii, dumneavoastră, dacă ați citit cu atenție Evanghelia, probabil că știți despre ce este vorba. Vreau să spun doar că au pornit la drum în perioada în care se apropia nașterea Domnului Iisus. Maria urma să nască. Atât Iosif cât și Maria se găseau așadar într-una din cetățile din Galileea, numită Nazaret. Dar pentru că Iosif se trăgea dintr-o cetate a lui David, din Betleem, și din seminția lui David, el trebuia să plece în călătoria aceasta și împreună cu el trebuia să fie și aceea care îi era soție. Au plecat în călătoria aceasta doi oameni săraci, n-aveau mijloace confortabile pe cum, așa cum avem noi astăzi. Probabil că Maria a călătorit 125-120 de kilometri între cele două localități
în spinarea unui măgăruș și vreau să vă reamintesc, era deloc confortabil modul acesta de a călători, era foarte istovitor. Dar iată că niciunul dintre cei doi sfinți părinți, când fie îngăduit să-i numesc așa, de vreme ce Dumnezeu i-a găsit vrednic să-i folosească în planul său, eu cred că ei merită apelativul acesta. Oamenii aceștia, Iosif și Maria, n-au comentat, n-au protestat, n-au băgat de vină. Oare de ce a trebuit să vină tocmai acum ordinul acesta, porunca aceasta? Când călătoria pentru noi înseamnă un efort, o cheltuială și nu e cel mai potrivit moment. Îi văd niște oameni ascultători, chiar dacă nu au înțeles de ce. Însă când mă gândesc la toată lucrarea lui Dumnezeu în ansamblu, îmi dau seama cât de înțelept este acela pe care noi îl numim Tată și care coordonează lucrurile mici și lucrurile mari în viața copiilor săi, în viața celor ce ascultă de El. Pentru că ceea ce nu știa nici Iosif și nu știa nici Maria la vremea la care au pornit în călătorie, Dumnezeu știa. Știa Dumnezeu mai dinainte că va veni o vreme în care împăratul care era pe tronul de la Ierusalim, vreau să zic, Irod cel Mare, așa numea istoria, avea să caute pruncul nou născut ca să îi urme viața. Despre împăratul acesta, istoria spune niște lucruri extraordinare. În vreme ce unii îl apreciază, unii istorici, și l-au numit cel mai mare arhitect pe care l-a avut de la Solomon încoace poporul lui Dumnezeu, faptele lui, mai ales cele săvârșite în a doua parte a vieții lui, te umplu de groază. Și Dumnezeu știa încă înainte de a se întâmpla aceste lucruri că Irod abia se caute viața pruncului să-i curme. Că va vedea în el un intrus, un dușman pe care trebuie să-l înlături cu orice preț, cu orice preț. Și pentru că Dumnezeu știa aceste lucruri, a hotărât Dumnezeu să pună la adăpost pe cei doi părinți și pe copilul pe care aveau să-l primească din partea lui Dumnezeu, pe pruncul Iisus. Spuneam că s-a făcut o vânzoleală mare și sunt încredințat că mulți au venit să se înscrie chiar și acolo în Betleem. Atunci când Irod va declanșa ancheta, cercetările, pentru el asta va însemna să caute, cum spunem noi românii, acul în carul cu fân. Pentru că într-o asemenea mișcare de mase de oameni, într-o asemenea deplasare demografică, dacă vreți, era practic imposibil să mai găsești urma cuiva precis. Am citit în Proverbe, capitolul 25, cu versetul al doilea, că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și când Dumnezeu hotărăște să ascundă de cineva un lucru, omul acela poate să caute cât vrea, poate să apeleze la orice metode, la orice resurse. Când Dumnezeu hotărăște să ascundă de cineva un lucru, omul acela nu va mai găsi lucrul acela niciodată. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. În Apocalipsa se spune de asemenea despre Domnul Iisus, El însuși spune că dacă El închide ușă, nimeni nu va putea deschide, iar dacă El deschide ușă, nimeni nu va putea închide. Și noi, copiii lui Dumnezeu, când știm aceste lucruri, ar trebui să ne credem mai mult în Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Mă uit la ceas, știu copiii sunt foarte nerăbdători, le este gândul la așteptatele surprize, poate că termenii ăștia doi se cam bat cap în cap, dar ei cam bănuiau că va fi ceva. Predicatorii nu primesc în seara aceasta. Ceea ce vreau să spun este că atunci când Iosif și Maria au ajuns acolo în cetatea spre care se îndreptau, în Betleem, primul loc la care s-au dus să caute adăpost a fost casa de poposire. Pentru că era vorba despre o așezare mică, așa după cum lasă de înțeles profetul Mica în capitolul 5 cu versetul al 2 al cărții sale, probabil că în locul acela nu erau multe case de poposire, va fi fost una și aceea una singură era plină. Nu s-a găsit loc pentru cei doi părinți, chiar dacă Maria era în pragul de a da naștere unui copilaș. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că dacă proprietarul casei acelea de poposire
ar fi știut că acela care bate la ușa lui prin cei doi părinți este Fiul lui Dumnezeu, sunt încredințat că s-ar fi găsit loc pentru familia sfântă. Sunt încredințat că ar mai fi înghesuit cumva acolo pe musafirii lui. Sunt încredințat că dacă ar fi fost nevoie, ar fi ieșit el însuși în stradă și ar fi dormit în noaptea aceea el însuși într-o iesle. De-aia că știu cine bate la ușa lui. Vorbind despre aceste evenimente, mi-aduc aminte că odată mi-am intitulat mesajul Când Dumnezeu bate la ușa ta. Vreau să vă spun, dragii mei, că de atunci încoace Domnul Iisus a bătut și încă mai bate la multe uși. Ceea ce este trist este că experiența ușii de la casa de poposire din Betleem s-a multiplicat și se repetă de-a lungul secolelor și câteodată chiar și în zilele noastre. Mi-am adus aminte de una din cântările pe care le-am învățat pe când eram copil mic în biserica din satul meu natal. Cântarea aceea, nu știu ce poet a compus versurile respective, dar cântarea aceea era o cântare pe care și noi mai cântăm câteodată. A bătut la ușa ta cineva. Și ultima strofă acestei cântări spunea cam așa: a bătut la ușa ta cineva, o deschide-i, nu mai sta. Nu lăsa să plece trist, poate niciodată, mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. A bătut atunci la ușa casei de poposire din Betleem, dar casa era plină. Și m-am întrebat de multe ori, oare unde nu s-a găsit un pic de loc pentru ei? Probabil pentru că erau musafiri de seamă înăuntru, din punct de vedere omenesc. Dar poate fi oare un musafir mai de seamă decât însuși Împăratul Cerului? Eu cred că nu. Poate că stăpânul casei de poposire se va fi simțit deranjat văzând că femeia aceea tânără care are nevoie de adăpost urmează să nască și asta putea să însemne deranj în casa lui. Și pe mulți, Hristos, chiar în timpul celor 33 de ani de viață pământească, i-a deranjat pe mulți. Și astăzi îi deranjează pe mulți, că de aceea fac mulți planuri împotriva lui. Să-l scoată din biserică, din societate, din inima copiilor lui Dumnezeu, dar nu vor putea scoate, pentru că El este Împăratul nostru, slăvit să fie numele Lui. Nu voi întinde prea mult mesajul meu în seara aceasta, dar aș vrea să spun o întrebare. În ziua aceasta ai alergat mult. A trebuit și eu să mă duc să fac câteva cumpărături încoace și încolo și am văzut atât de multă vânzoleală pe la magazin. Parcările erau pline și am zis la un moment dat că s-ar putea întâmpla anul viitor să se organizeze tombole ca să prinzi loc la o parcare, la magazin. Atâta vânzoleală și ne cuprinde și râd pe noi creștini, atâta curățenie, atâta pregătire. Și m-am întrebat dacă în ziua de azi Domnul a vrut să stea de vorbă cu tine, dacă ai avut timp pentru El sau ai fost prins în prea multă pregătire. Aș vrea să nu fiu înțeles greșit. Când ne sunt mesele îmbelșugate, este un lucru foarte bun. Când ne sunt casele încălzite și împodobite, este un lucru foarte bun. Nu văd un păcat ca masa dumitale să fie încărcată în această zi de sărbătoare. Dar dacă masa o așez înaintea celui ce s-a născut în urmă cu 2000 de ani în lumea noastră, dacă masa o așez înaintea Lui, acolo este o problemă. Bucurați-vă de tot ce vă dă Dumnezeu. Dar aduceți-vă aminte că înainte de a vă da pâine pe masă, înainte de a vă da belșug să vă fie bine, frigiderile și cămările, Dumnezeu vi l-a dăruit pe Fiul Său. Și ăsta-i darul cel mai mare și de ăsta trebuie să ne bucurăm cel mai mult. Zic slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Doresc să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea cu rugăciune în pomul care fiecare suflet să facă să deschide ceva la Dumnezeu. Mulțumim de-a lui către Dumnezeu Tatăl, către Fiul și către Duhul Sfânt și apoi ne vom gânța cu toți în brațul Domnului. Haideți să încheiem această semnă.